I'm good. Can you fly? Ah, yes, you can fly. Am găsit un T-Rex alb pe lângă obelisc. Acolo am fost. Acolo, sunt în stânga ta, zbor. Yes? Yes, my friend had arrived. It's at the base. E, salutare și bine v-am găsit la un nou gameplay din seria Ark. Astăzi mă joc împreună cu Laur și ce o să facem noi pe aici? Laur o să-și mărească levelul din ce în ce mai mult, o să ajungă level 100. Da, sigur, în cel mai scurt timp. În cel mai scurt timp posibil, asta trebuie să fii sigur. Și să știți că ne-am mutat serverul, momentan o să jucăm pe alt server o perioadă de timp, nu știu pentru cât timp sau cum o să fie, vedem. Dar ne-am mutat serverul, sincer să fiu, ca să putem raida mai mulți oameni. Că asta avem nevoie, să raidăm oameni. Adică să ne distrăm, nu? Da. Și acum cu Laur, sincer să fiu, o să ne cam plimbăm pe aici, o să ne mai mărim nivelurile, o să facem chestii și o să încercăm să intrăm prin alte baze și chestii de genul, până ne decidem și când o să fim toată gașca ca să ne facem o bază undeva anume. Da. Așa. Acum vă las, o să intru în conversație cu Laur, o să vorbesc cu Laur, voi ascultați ce vorbim aici, atrageți cu urechea și dacă spunem prostii, astupați și voi urechile. Asta e. Da, pe la ce să facem? Să adunăm chestii, să mergem, nu știu, pe pește, pe piatra aia arată foarte interesantă treaba, dar faza e că o să o vadă toată lumea imediat, știi? Da. Să-ți fac și ție un arc, hă? Dacă poți. Pot. Să fac un arc. Stai să văd dacă l-am deja. A, dar știi ce? Hai să vânăm ceva între timp. Stai să văd ce mai am nevoie să fac un arc. Da, nu, n-am nevoie, ba nu, ăsta e primitiv. Ranged. Arc, pot să-l fac. Craft item. Facem un arc în arc. Facem un arc în arc, exact. Și după aia să fac și niște săgetuțe. Poftim arcul. Mersi. Așa, și am făcut și niște săgeți. Câte avem? 15 le împărțim în două momentan. Hai să le dau pe astea mai multe. Poftim. Și săgetuțele. Și îmi trebuie niște taci. Da, lasă că s-ar mai adunăm. Da, mergem până încolo să ne uităm așa un pic, să vedem ce da, e pe la... Da, e cu piatra aia, nu? A, să vedem ce e cu piatra aia, dacă e ceva interesant, nu e nimic interesant. Tu să faci pălăghiuțe de alea între timp. Poți să le pui pe tastă, știi ce zic? Da, da. Îți pui pe... niște copaci, că n-am nici topor, nici târnă. A, păi stai că am eu, am să-ți dau câte ceva, vezi că e unul în spatele tău. Vezi că te-a scuipat. A, da. Dar mi se pare că dinozaurii țin destul de mult aici, e destul de greu să-i omori, a? Nu știu. Că mi se pare că și unul de ăsta micuț, mi-a foarte mult până reușesc să-l omor. Era level 90, ai văzut? A, n-am văzut chestia că era level 90, dar așa mi s-a dat impresia, dar dacă e level mare, da, e normal. Până la urmă să fie mai greu. Așa, stai să-ți dau un de ăsta. De ce plutești? Așa, hai să-ți dau, dau toporul. Plutei, nu știu, nu mai plutește acum. Ok. Așa, hai să dau toporul. Unde l-am pus? Uite-l aici. Nu mai are el foarte multă viață, dar te ajută să-ți faci minimul. Da, mersi. Plăcere. Așa, craftable. Uite un fiomi al cuiva. Are și da, da, da. L-am văzut și eu mai devreme, trebuie să-l omorâm doar. Da, nu faci nimic acolo, de-abia se mișcă. Ăsta, am fost cu Marian și ne-a omorât. Îți dai seama ce jucători de arc suntem noi. Nu mor un fiomia. A, ăsta v-a omorât pe voi? Da. Amărăciunea asta. Amărăciunea. Da, nu e bine. Hai că nu mai am mâncare. Să ne se facă foame, trebuie să ne facem un grătar. Dar cred că văzusem unul pe plajă. Undeva lângă noi, să facem repede niște cărniță. Așa, și după aia... Hai să mă duc eu până aici pe plajă să văd dacă găsesc repede un grătar. Găsim un grătar făcut deja. Am găsit eu, nu vină spre mine, da? Înapoi, la fiul meu, da? Da, da, da. Foarte bine. Asta e că dacă apăs pe F, intru direct în el imediat. Light fire. Punem cărnița. Uite, lemn am și eu aici. Și hai mai pun niște lemn, am 4 bucăți de carne.
Bă, eu te-aș omorâ pe tine, îmi pare rău, dar n-am ce să-ți fac. Nu știu unde e vecinul tău, dar... Da, o să-l omorâm. Dar ce level era, mă? 37. Mamă, câtă bătaie. Uite și tu cât dăm în el, băi, e incredibil, mă. Faza e că nu fuge, aia e partea bună. Partea bună e că eu mai am jumate de viață. Aha, faza e că ți-a din viață jegosul ăsta, dar... Hai și eu mă mai dau un pic mai în spate. Mamă, dar ce fuge ăsta acum? Dă-te în spate, lasă că-i dau cu săgețile. Dar mai a dracului ăsta când e îmblânzit, ai văzut? Da. Și aleargă și mai repede, mi se pare. Se mișcă foarte ok. Nu mai e așa fraier. Hai că am consumat toate săgețile și tu nu l-am omorât, e incredibil. Stai că mai trebuie și un el. Nu mi-a pregătit nici arcul. Ai, gata. S-a dus. S-a dus. Ah, stai să vedem ce are în inventar, de fapt, stai un pic. Am uitat. Take all from inventory, da. Și poți să-i dai cu toporul ăla dacă... Ah, stai să iau și săgețile, cred că pot să le iau, pot să le iau. Nu, am trecut prin el. Le-am luat? Am luat două săgeți, da. Ok. Așa, punem carnea asta la altă. Pui și carnea aia de ai făcut totul. Și ne-am scos. Nu e rău. Nu e rău deloc. Am găsit destul de multe chestii pe el. Inventorii. Mamă, dar câtă carne îți dă? Oh, destul am. Mi-a dat, nu știu exact cât, dar oricum am 22 de topor. Bucăți. Dacă voi, 20 de bucăți? 22. Mamă, pune aici pe foc să mai facem niște cărnițe înainte să mergem mai încolo. Am luat la topoare după el, avea o groază de topoare și carne stricată, flint, narcoberis, chestii, avea câteva chestii pe ele, destul de interesante. Mă gândeam cu Marian să facem un delfin. Păi ăla e ușor, îl pui carne pe tasta 0 și vine după tine și dai după 0 să mănânci. Da, știu. Și merge călări și fără așa, nu? Nu sunt foarte sigur de asta, dar știu că merge, adică e destul de ușor să-l faci. Mă, să vă poate găsesc vreo unul. E un rechin. Se luptă aici cu o țestoasă. A. Hai să fac și eu aici niște hăinuțe, dacă tot suntem momentan la început așa. Pot să-mi fac niște mânuși de piele. Și gata, nu mai pot să fac nimic altceva. Așa, craft item. Nu mai pot să fac nici pantaloni, nimic. Așa. Azi că trebuie să ne facem, să intrăm noi pe niște baze de astea, să vedem pe unde găsim niște baze mai ca lumea. Adică semi ca lumea în care să putem intra cu adevărat. O să ne trebuiască topoare și tehnocop. Ne-ar fi trebuit alea... Da. Alea de metal. Da, na, nu le avem. Tu te-ai întors? Da, tu ești. Ba da. Cred că sunt aici lângă foc. Mă apuc să fac căciulițe. Ce să faci? Căciul. Da, fă la maxim căciul până te plixești. Hai, o să fie mai interesant, mă gândesc eu pe serverul ăsta, oricum mai fi, dar rămâne de văzut, na. Dar dacă putem să intrăm peste oameni, putem și mai ales dacă suntem mulți, facem destul de repede baza, facem repede cam tot și după aia ne punem pe treabă. Mi-a spus Marian că am mai vorbit cu un băiat, i-a dat azi accept pe Sky să vedem, poate intră și el. Adun toată fibra, da. O să rămână planeta fără fibra cu mine pe aici.
Asta e? Aha. S-au făcut și pantalonii. Inventory, nu, craftable. Hai să ne uităm, nu e aici să-mi fac și eu de asta. Bum, unde ești? Ok, și ne ducem aici sus. A, nu mai avem pălăria? Nu ne-a mai dat pălăria? Eu am. Ba nu am. Ciudat, nu? Da, nu mai, se pare că nu mai dă pălăria așa ușor. Da, trebuie să o găsim probabil, o chestie de gen. A, pe atunci nu-mi țin asta în cap, că nu-mi place. Vreau pălăria. Asta e. Ai venit ce face focul? Dar să-ți pui căciula pe o tastă rapidă, știi? Da, mi-am pus. Și apoi numai pe ea, mereu, pam, 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 și faci imediat. A, dar n-ai mai pus carne aici? Ai mai pus carne? Sau da. Ai mi-a luat între timp? A, n-ai mai pus? Mi-a luat între timp și am uitat să mai pun, dar vin imediat. A. Și mai pun eu. Ai aruncat căciulițele, uitați ce face prietenul nostru, Lau, aruncă căciulițele. În loc să le vândă, să facă și el un ban cinstit. Hai. În perioada asta anului, pe aici, pe la mine, prin zonă, e un târg, aș putea să mă duc la el să le vând. A, sigur poți să te duci, îți dai seama că ai face niște bonus cu baticurile astea. Ce, mă? Așa, hai să mai facem niște lag pe server. Au zis ăștia să te uiți la piatră, că funicile sunt foarte mici. Au băgat și funicile deja? Din câte am citit, mi se pare că alea zburătoare sunt de două tipuri, alea de zboară și alea, și mai sunt unele de merg pe jos. Ah. Și ele gen stau împreună. Dar nu sunt 100% convins de asta. Nu, dar așa am înțeles. Oricum alea sunt foarte nașpa, că te atacă și nu prea ai ce să le faci. Asta e, na, n-ai ce faci. Uite câte căciuli, nu? Uite câte căciuli. Nu-i nimic pe aici interesant, să facem și noi. Mm-hmm. Uite și zburătoarea aia, bine, mai departe. Unde este? Spre ăsta albastru, eu am trecut, am plecat de acolo, am trecut apa. Deja. Mă spun la piatra aia să văd ce e acolo, că sunt curios. Curios rău de tot să văd ce e aici. A, dar deja a construit cineva fix în fața la piatra. Ia că le-o dărâmăm. A, nu-i problem. Chest. Trac. Da, au făcut și un de la mare, un Bronto l-au făcut al lor. Au fix un Bronto, pe lângă alți dinozauri, au un Carno. Au câteva chestișoare făcute pe acolo, nu e rău. Nu e rău. Op. Sărim în apă. Și mă întorc către foc. Aici focul. S-a făcut carnea asta sau nu s-a făcut? S-a mai făcut. Oh, de pe 3 bucăți s-au mai făcut. Slab. Up. Ha? Mă, să-mi caut cumpărători și eu, dacă găsesc un om, îl întreb dacă vrea să cumpere căciuli. Bine. Deci, bă, frate, vine niște căciulițe ca am o groază. Da, hai să mergem încolo, sub piatră. Am trecut puțin greu să văd, poate găsesc pe cineva. A, mă îndoiesc eu că o să vrea căciulițe, dar fie. Poți să încerci, nu se știe niciodată. Nu știu să-ți dea ceva lemn acolo, în schimbul lor, sau fibră, zi, dacă îmi dați fibră înapoi.
făcut Elilia Costa. Ce ciudat e chestia asta de-au făcut ei. Ba nu. 45, bă, ce level, uite, a făcut un caca. A făcut un caca, uite, a căzut și pe pământ. A căzut de 5 ori pe pământ până acum. Acum a picat. M-am înșelat cu delfinii, se pare că le trebuie și are cineva aici un delfin cu șa. A. Da. Se poate, da, nu sunt foarte sigur, chiar nu știu. Uite, a aterizat, s-a mergut tot așa pe jos. Ăsta micuțul. Ce micuț ești tu, dar ce-i face? La ce-i fi bun? Că nu păi ești bun la nimic. Hă? Te omor? Așa l-a zbor, a fugit, nu mai pot să-l omor. Asta e, mă atacă? Nu mă atac, vine spre tine. Dacă te uiți în cer, o să-l vezi. Nu prea văd nimic. A, înseamnă că n-a venit bine spre tine, mi s-a părut. Așa, hai să căutăm... A, văd pe cineva, văd pe cineva. Poate îmi vând și o marfa. Poate vinzi tot ce ai pe tine, nu știu, fii atent. N-am mare lucru acum. A. Dacă e fug. Da. Mă mai prinde. Să văd. Sper să nu aibă level mare. E level 25, nu știu ce fac. Bă, poți să-l întrebi. You want to buy a hat? No, nu răspunde. Ah, n-ai microfon. You want to buy a hat? Mi-a spus să spun din nou. Poate nu m-a auzit. Da, merge prost microfonul, n-ai. Da. Nu, no, sunt destul de proastă treaba asta, Nike, când vorbești unul la altul un microfon, pe chat-ul ăsta din joc. Foarte prost. Stai că-i scriu. Interesantă zona asta. Nu zice nimic, i-am scris. Ai și cascada aici. E așa un pitic. Cum s-a făcut el? Da, dita mai grasul și e pitic așa foarte mic. Păi de văd că tot erai dat pe aici, ori ai dat ăștia în continuu, se pare. Da, se pare că nu vrea. A, alevoi că nu cred că vrea. Să murim de foame. A? O să murim de foame astăzi. A, da, trebuie să ne descurcăm fără să vindem chestii. Trebuie să luăm de la ei, ceau. Mă duc până la casa asta aici, sunt foarte curios să văd. Se poate să mor, dar asta e. Foarte curios. Eu mă duc până la foc să văd dacă s-a mai făcut ceva. S-a făcut o groază. Mamă, e lume lângă casa asta. 1, 2. Numai în față. A, știu pe ăsta, era pe plajă ieri. A, au un raptor, mamă, câte chestii au. Și ghiși ce, m-au văzut și pe mine, 100% m-au văzut. Haha, da, asta o să fie interesant să o atacăm, baza asta. E bine că știm unde este o bază interesantă. Bine, sunt sigur că ei au atacat restul bazelor din de aici, că sunt toate raidate. Posibil. Mamă. Să vedem ce avem pe aici. Altă bază raidată. Bine, e o băzuță, nici nu e o bază. Nu pot să spun că e chiar o bază, dar fie. O altă bază raidată. Nici ceva în față, nu-i mai nimic. Op, op, te-ai blocat, te-ai blocat. S-a blocat un pic, asta e. Doar au făcut băieții frame-urile să meargă mai bine, nu? Îmi fac în fiecare update, nu te-ai obișnuit deja? A, eu am ajuns deja la Obelix aici. A, atât de mult te-ai dus. A, sunt chiar lângă el aici. Da, e destul de periculos în jurul la Obelix-urile astea, cum ar fi.
Ar văd că am putea să ne facem bază aici pe stânca asta de la Obelix. Avem și apă lângă. Bă, ce faină e zona asta. Nu prea mai explorat zona asta sau am uitat, nu știu. Foarte mișto zona asta. O groază de chestii. Da, s-a făcut cam toată carnea. Hai să mergem să mai explorăm, nu? Da, da, eu sunt ducat spre Obelix, vin încă. Faza e că trebuie să cobor la apă, mi-e sete de mor. O bază. Bă, dar e frumos rău de tot zona asta, e super faină. Da, e cam periculosă apa asta, mi se pare mie, dar trebuie să beau apă, n-am ce faci. A, nu, stai pe peștișoara mărât, am crezut că sunt crocodili. Așa, hai că... vin spre tine, să te văd undeva. Eu sunt chiar acolo unde e cascada aia, lângă piatra aia mare, unde te-ai dus tu să vezi ce e cu ea. Lângă cascadă. Treci de cascadă și vină tot spre Obelix. Cascada. A, unde? Aici lângă cascadă unde ești? Acum urc la ea. Nu, nu urca la cascadă. Sunt în fața la cascadă. Ai auzit? Da, n-am urcat încă. A, sunt chiar în fața la cascadă momentan. Nu uita că oricum să tăia sus și te omoară. Gata, te văd. Eu sunt. Sunt pe partea eu sunt. Da. Mă duc să mai iau niște flint. Pot să iau din piatra asta? Din asta? Da, pot. Ah, dar vreau cu ăsta să iau niște flint. Dăm flint, dăm flint, dăm flint. Apăsăm și pe 0 în același timp. Bă, dar mi-a dat la piatră de m-am plixit. Mi-a dat un metal într-o piatră din asta obișnuită. Îți dă, îți dă la un moment dat și metale. Dar ai nevoie de... Da, sus aici, la cascadă e baza aia, dar o vedem pe partea aia, ți-o arăt. Așa, hai că mai ai făcut și niște săgeți și mi-a dat un metal. Flint, așa. Da, ăsta e. Hai să mergem atunci. Bum, bum, bum. Să urcăm aici sus, că e fain. Hai să venim pe aici. Bum, 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 bum. Dai să-l mai aleg eu așa tare. Aha, there's a saber in the house. Da. Aba, nu, e mai sus. Trebuie să mai urcăm. Hai pe aici. A, da, tu te-ai dus la Obelix-urile astea. Ai fost vreodată? Da, am fost. Aha. Nu e cine știe ce, dar în general sunt chestii primejduioase în jurul la Obelix-ul. Sus acolo e baza la astea. Dar e foarte mișto. Dar uite și aici în față mă gândeam pe piatra asta din față, vezi? Chiar aici în fața mea. Dar nu știu cum... nu știu cum putem să urcăm acolo, aia e toată faza. Dar e mișto acolo. Bine, faza e că toată lumea s-ar putea să ne atace, să vadă baza noastră. Uite mă că și-a construit cineva aici sus, s-a încercat cel puțin. Vezi? Da. Uite că e o chestie făcută. E chiar frumoasă zona asta, ai avut dreptate cu insulețele mici acolo. E foarte, foarte faină zona asta, mi se pare interesant. Uite un carnu în fața noastră, bine, poate să fie și un pic periculoasă, dar asta e. E un carnu chiar acolo. O bază aici care nu cred că are nimic în ea. Și... nu știu ce să zic. Și pe piatra aia acolo în față ar fi interesant. Acolo sus, da, da, da. Și acolo e fain, 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 fain. Hai să vedem, mergem să vedem ce e pe acolo. Hai să găsim un loc unde nu e apa foarte mult, să nu fie foarte mult de trecut în apă. Ăla ne-a simțit? Ne-a simțit? Pare că atacă el ceva acolo, ai văzut? Uite. Atacă ceva, dar nu știu ce. Se bate cu aerul. Bine, dar să nu știu ce să... musculițe. Ori musculițe, da, 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 chiar că musculițe se poate. Ai văzut că sunt ciudate musculițele astea, nu știu cum, cum să le omorâm. Sunt doi dilo pe partea cealaltă. Da, nu trecem pe aici, mergem. Uite, mam, a, uite un tip aici. Dar mergem slow motion, e plin. Are pe el la chestii. Hei, uite musculița aia, lasă că-l atac. De-aia a intrat în apă, l-atacă musculița, vezi, vezi că vine musculița aia. A, vine spre noi. L-au omorât. L-a înțepat, mă. Vezi că e una pe jos, e o furnică. Ai grijă.
Intră în apă. A, ghiși ce, nu pot să mai fug. A, ce-am făcut? Ce-am făcut? Uite, cineva cu un de-asta, cu un... Hai că am intrat. Nu, am luat tot ce a avut pe el ăla. Nu, e cineva cu un zbugător. Intră și în apă după noi. Ba, dar... Am văzut că, dar pleacă la un moment dat. Auzi? Hai să mergem noi. Spune la ceva, dar nu se prea aude. Nu știu, dar... Uite un pirania. Ah, ok, ok, but I have a pirania right here. I need to go. Hai să... I-a spus că n-am auzit eu. Că e ok pe partea aia să trecem, dar nu vreau să trec, vreau să ne omoare bulangerul. Ah. Băi, eu sunt plin, am luat chestii de la ăla. Ok, ved că vine la noi. Lasă-l să vină. Sper să nu dea noi. A, vezi că ne-a scuipat unde sta, mic. Ok, hai să continuăm. Nu? Oh. Mi-a rupt un os. Da. Ai murit? Sau ai leșinat? Nu, am murit. Ai murit de tot, hă? Încerc să vin înapoi. Da, du-te, vezi tot pe ăsta acolo să te duci. Hey man, how are you? I'm good, your friend died. What was your friend away right there? Hey, he died, but it's not a problem. He will find me. Oh, that's good. Yes. Have you got any fiber? Any fiber? Wait. Yeah, I will look. Boom. Yes. Did you take it? Yes. Do you have fiber? Not fudge fiber. I just give it to you. Fiber, you no? You gave me fudge. Ah, touch. Ah, fiber, I'm sorry. Boom. Yeah, that's it. Yes, yeah. This is it. That over there is your base? Over there? Which one? There. In front of me. No, no, that's not mine. Ah, it's not yours? Let's go check who's it is. Hey, we can go there to see... Băi, mă duc ăsta până acolo. Da, am înțeles. Am aprins. I'm very heavy, I think. Yes, yes, but I'm heavy. Yeah. Yes, I will follow you because oh, there is a T-Rex inside. Haha. They have a T-Rex, no? This is an abandoned base. Yes, yes. Ah! Yeah, I see it. Ah, there are so many. No, no. Let's go, let's go. Are so many. 1, 2, 3, 4. No. Too many. But on that rock, it's another base. It's very nice, the base. It's very, 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 very big, the base. In front of me. No, there's one up there as well. Yes. It's yours? Not. No? No? Yeah, I might be able to carry it. No, no, I will, wait, I will, throw some things. Throw with me the stick.
Yeah, yeah, it's good, it's good. Am aprins. Oh, yes, we are flying now. Ah, is nothing inside? I don't know. I've never heard of this kind of thing. But we can break in? Yeah. This is not real. Ah, but I believe that somebody already come already raided this base, because it look like here at the left. Yeah, it looks like. It's look, no, I don't believe we're gonna find something in here. No, there's stuff inside. Yeah. Alright, something inside? Yeah, I'll drop you in. Oh, very nice. But it, I don't know. Yeah, it's a couple of noi este tot aici, să știi. Da, da. Tot lângă ăsta albastru. Îmi spui când ești prin zona asta și zic eu cam pe unde suntem. Acum trec, mă apropii de râu, adică nu-l trec încă. No, I don't need fiber. I have a lot of, I don't need, because I don't, I have nothing to do with the fiber now. There's somebody inside me. Eh, today I don't need nothing, because I'm just exploring the island. I don't do nothing, oh Judy, today. I'm in the back. Yeah, come back to the front. Yes, I found the a body here. Hey, you got inside, nice. Huh? Yeah, I'm in the front. Yes, yes, in the back they have a scorpion. Da, mie mi-a dispărut corpul. You inside? No, I'm not inside. I cannot Op. Op. You do it? Yeah, if you No, I was in. You still on me? I was in, but you Op. Încotro v-ați dus? Suntem la o casă aici, tot pe lângă aia albastră. Una din metal. Yes, I'm in. Ok. Oho, câtă piele am găsit aici, am găsit și pălăria, apă plin, grătari, piele, mamă câtă piele au ăștia, frate, au fost bine pregătiți băieții, se pare, dar nu mai găsesc eu niște carne pe aici. A spart vreo bază? Mamă, da, era deja spart, am intrat pe sus în ea, bă, tu și câtă piele au aici, nici nu vine să o las, nici nu știu cum să fac să o iau, dar o să fiu prea plin. A, ba nu, uite că sunt liber cu pielea, a, pielea e foarte ușoară, iau și pentru tine să-ți faci și tu în piele. Metal, nu am nevoie. Asta e cu pe partea cealaltă lui înapoi. Suntem cum te uitai la aia în dreapta.
Cum te uiți la... Obelix în dreapta? Yes. I'm searching the boxes. I make a lot of hats. Do you know hats? You make. But you have nothing. What I have nothing. Why did you strip him naked? What? Yeah. You can't leave him out in the open naked. Hiding behind him. Ah, hide it. But don't kill it, because if you're gonna kill it, he will see who did kill it, who had kill it. Yeah. Shit, someone's here. Yes? We need to go. Oh, take me if you can. You can take me? No? I stay here? Oh, yes. Yes. Ah, what happened? No. You good? No. I was, but I felt, I don't know why. Yes, I'm good. Can you fly? Ah, yes, you can fly. Am găsit un T-Rex alb pe lângă Obelix. Acolo am fost. Acolo, sunt în stânga ta, zbor. Yes? Yes, my friend had arrived. It's at the base with the T-Rex. Yes, thank you. My friend is arrived, it's wait. At the base with the T-Rex. But I don't know where is the base. Like E foarte aproape de Obelix. Ah, gata, te văd. Zbor, ah! Yes. He's here. Look it, yes. Ia să-ți dau niște piele. Ah, dar nu știi să-ți faci de alea din piele, nu? Nu știi. Nu, dacă poți să-mi faci tu. Îți dau, stai că ți le dau eu. Oh, yes. Fuck. Ne-a dat cu gâză. Fugi. Stai să iau astea. Nu, le mai ți le dă după aia. În apă. Unde ai fugit? Te-ai dus în stânga mea. Ai apă acolo? Da. Am luat ce să zbor. Ha? Te-a luat să zbor? Foarte bine. E fain să zbori. Da. Am intrat imediat în baza aia, atunci cât de repede am intrat. Dar nu m-am urcat aici pe munte. Ah, iar au venit. Stai că te ia și pe tine să te duc aici. I'm waiting for you! Da, prea aud ce spune. Poate n-am eu setările prea bune. Ba da, e la maxim voice. Mă, dar unde e ăsta? N-a venit să mă atace? Ce face ăsta, mă, de nu mă prinde? Nu poate. Ah. Yes, it's good. Yes. You did catch me. Oh, thank you. Băi, eu n-am caine, faza e să faci. A fost pe treabă. Păi nu, că a stat cu mine, am intrat în baza aia. Nu, cred că cea care o bază m-a întrebat de ce sunt level 66. Cum de sunt level? Tu ai ceva de mâncare? Nu am. Noi, că nu, ai zis că nu ți-ai mai găsit corpul, de fapt. Ba da, îl găsisem, dar n-am mai găsit mâncare pe el. Probabil a luat-o el. Eu am carne, am niște carne pe mine. Am carne, hai să-ți dau carnea. Băi, faza e că trebuie să mă duc să mănânc. M-am distrat, chiar foarte tare a fost cu tipul ăsta, nu știu dacă a plecat. Hai să-ți dau chestii ce am eu pe la mine și vedem după aia dacă... Ai, ți-am dat alea în piele? Ți-am dat, nu? Da, mi-ai dat carne. Ia de aici niște carne, ia de asta în piele. Ia piele, am găsit la aia o groază de piele, frate. Ia și bluza, ia și pălăria. Mersi. Ce să mai dau? Ia toate săgețile mele. Ai arc? Poți să le iei și... Da. Ai arc, nu ți-l dau. E sănătate? Are sănătate, nu? Da. Hai că mai am niște piele. Nu știu, vezi tu cât poți să cari acum. Ți-am dat și ție în funcție de cât poți să cari. Asta, întorci ăsta, a? Da. Am aici cineva cu el. Ăsta e Big Jack. Hello. El e? Hi.
It's your friend, no? Where is it? Frate, știi cine e? Ăla de la Mogroi la un moment dat. E hustle ăla. Care l-am omorât noi? L-am omorât noi la un moment dat.